Senatorul PNL Vasilică Poteca a participat în calitate de membru al Comitetului Director al Grupului Român al Uniunii Interparlamentare la ediția din acest an a audierilor parlamentare la Națiunile Unite în New York. Pe fondul prelungirii pandemiei de COVID-19 și a consecințelor acesteia în plan economic și social, participanții au discutat despre măsurile esențiale ce trebuie întreprinse de parlamente, guverne și la nivelul ONU pentru reducerea inegalităților economice la scară globală, incluziunea tinerilor, apărarea drepturilor persoanelor aparținând unor grupuri vulnerabile, integrarea egalității de gen în procesele decizionale și respectarea angajamentelor de contracarare a crizei climatice. În acest context au fost prezentate principalele căi și mijloace prin care Uniunea Interparlamentară și parlamentele membre pot acționa pentru influențarea proceselor decizionale la nivel ONU și transpunerea efectivă în practică a acestor acorduri multilaterale.